je vais essayer en français, c'est bon? C'est bon. Quelle est votre impression du jour, néerlandais? Les Pays-Bas, on sait que c'est une grosse équipe, une bonne équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Maintenant, on a confiance en nous, on va se préparer pour ce match et on va faire ce qu'on a fait jusqu'à là en gardant nos mêmes valeurs, nos mêmes principes. Et je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur nous, sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on a à faire pour ce match. Pierre, il sait que c'est déjà le futur Van Dijk. Que représente-t-il pour vous en tant que défenseur? Oui, Van Dijk, c'est un très grand défenseur. C'est un grand défenseur. C'est un exemple, on peut le dire. C'est un exemple pour nous, les jeunes défenseurs. Maintenant, ça sera un adversaire, donc il n'y a plus de place pour l'admiration. On va falloir tout donner pour le bousculer. Ce părere ai despre Zidul Galben, minunații suporteri care vă sunt alături peste tot, în fiecare oraș, fiecare loc? Salut! Ca să fiu sincer, nu. Nu mă imagina. Chiar că era un obiectiv personal pentru mine, să ajung la echipa națională, să joc la un turneu final. Dar pe termen lung și mă bucur că am ajuns, că sunt aici alături de băieții. Da, mă bucur foarte mult. Referitor la suporteri, e o bucurie imensă și cred că e cea mai mare bucurie să vedem români alături de noi, fie la stadion sau pe străzile sau acasă. Am primit multe video. Să vezi român, toată țara mândri și e ceva de, nu știu, de nedescris. La ultimul turneu final al nostru, ai fost la suporteri. Acum trăiești experiența în parte din lot. Cum s-au schimbat gândurile, reperele care în toată perioada asta? Practic, în 8 ani ai ajuns din tribună. Da. Eu când am fost atunci am fost ca suporter, bineînțeles. Și pentru mine a fost, nu știu, un moment unde am realizat că vreau și eu să ajung acolo, ar fi ceva incredibil și m-am întors la club și am muncit zi de zi, am tras tare și cu gândul să ajung și eu într-o zi la echipa națională și după 8 ani am evoluat, am muncit mult, am progresat și am ajuns. Sper să nu fie sfârșitul și doar începutul. Salut Bogdan, Olandul Ultima Sport. Vorbiți despre viitorii adversari, despre Capo, despre Simus, despre Tepai, mai sunt puțin despre Alibești, Olanda. Voi vorbiți între voi, așa? Da, cu siguranță vorbim, e și normal, trebuie să ne analizăm adversar. Și cum îi vedeți? Îi vedem cum cred că îi vede toată lumea, adversar bun, cum a fost și Belgia, cum a fost și Ucraina, cum a fost chiar și Slovacia, toată lumea, orice echipă, mai ales acum dacă a trecut de grupe, orice echipă e puternic, dar repet, cred că ce contează să avem încredere în noi, așa cum am avut până acum, să, bineînțeles, să analizăm adversar, dar să ne focusăm pe noi și pe ce avem de făcut. Bogdan, spune-mi, te rog, cum i-am putea surprinde pe olandez și dacă ești pregătit să intri oricând? Eu, da, sunt pregătit să intru oricând, să ajut oricând, asta da. Eu cred că trebuie să continuăm pe drumul nostru, cum am făcut până acum, să păstrăm principiile noastre, valorile noastre,
spirit de luptă pe care l-am avut și cu siguranță ne vom lupta, vom da totul pe teren, chiar mai mult, cu ajutor, cu sprijinul suporteri. Și important este să nu avem regret după meci. Dacă ne bate, este mai bun să ne bate, dar eu nu cred că va fi ușor pentru nimeni să ne bate. Dacă jucăm așa cum am jucat până acum, dacă ne luptăm și dacă dăm totul pe teren, nu va fi ușor. Te așteptai, Bogdane, să fim surpriza acestui Euro? Da. Mă așteptam, că eu am fost cu băieții și cu lotul acum de aproape un an, nu chiar, și am văzut cât muncă am pus, cum ne-am pregătit și nu se putea să mergem aici și să ne facem de rușine. Știam că o să venim aici pregătiți cum am fost, să ne luptăm și să dăm tot ce avem de bun în noi și fiecare, și asta am văzut la fiecare acțiune pe care am avut. Și am văzut clar că avem un obiectiv și că nu o să venim aici așa doar pur și simplu ca turiști. O să venim să ne reprezentăm țară și cred că o facem bine. Mister o să ne dea drumul pe care trebuie să-l urmărim, tactică pentru meciul ăsta, dar iar noi o să încercăm să stăm pe teren așa cum am stat la fiecare meci, uniți, apropiați, să ne luptăm unii pentru alții, să nu lăsăm spații pe teren, să fim apropiați, să ne ajutăm. Da. Ultima de trei, Silvian. Da. Mai bine așa, dacă ei cred că va fi ușor, dar nu cred că ei gândesc așa. Ei au văzut și ei meciurile. Noi ne concentrăm pe noi. Cu siguranță, dacă ei vor lua meciul la lejer, ne ajută pe noi. O să îi surprindem. Și cred că dacă se gândesc așa, nu-s pregătit de ce vor urma.